Primăria Breaza a obținut finanțare pentru a consolida o serie de alunecări de teren aflate pe area orașului, nu de puține ori atunci când plouă, pământul o ia la vale la propriu și sunt afectate și gospodării. Sunt 16 puncte unde sunt active alunecări de teren și am reușit să obținem 2,6 milioane de euro din bani guvernamentali și să reușim să rezolvăm aceste probleme. Am demarat activitățile specifice, s-a ajuns la nivel de expertiză tehnică studiu geo și urmează ca în continuare să putem întocmi proiectul în funcție de ceea ce ni se va specifica în expertiza tehnică, vom ști ce fel de activități vom demara ulterior, ce fel de proiect, ce soluție ne va da, ca să putem desfășura și achizițiile prin SEAP și să desemnăm un constructor care să, sau mai mulți constructori, ele vor fi scoase pe loturi și atunci sperăm ca în cel mai scurt timp să rezolvăm și această problemă apăsătoare. Consolidarea va începe cu cele mai grave alunecări de teren? Cel mai mare risc, aș zice, ca și implicații de viitor, ar fi pe strada Libertății, unde s-a apropiat foarte mult de zona carosabilă și probabil acolo vom demara cât mai repede. Deja avem strada Poieniței, care tot așa este cu risc maxim de alunecare, s-a apropiat și există posibilitatea cu o mare parte din cetățenii care locuiesc pe zonă să nu mai aibă acces. Aceasta este în stadiu mai avansat, deja se desfășoară licitația publică prin SEAP. Astfel, la sfârșitul acestei luni, vor începe primele lucrări de consolidare ale alunecărilor de teren.